Pornim încă o dată la drum într-un nou episod din Memoria Gustului de Vară. Bineînțeles că alături de Penny v-am provocat să puneți pe hartă locuri din România cu care vă mândriți, dar care sunt mai puțin cunoscute. Astăzi mergem pe mâna Danielei, care ne-a propus să vizităm Lunca Siretului din județul Vrancea. Mai multe despre zonă, relief, dar și motivele pentru care este o arie naturală protejată ne va spune ghidul nostru, Bogdan Săcălean. Ca de fiecare dată, înainte de toate, vom trece pe la Penny, de această dată în Tecuci, unde vom aproviziona caravana cu tot ce ne trebuie pentru preparatul de astăzi, și anume aripioare de pui în sos de saramură. Salut, Bogdan! Salut, Alex! M-am bucur să te cunosc. Îmi pare bine că ai Am auzit că ai foarte multe povești despre Lunca Siretului pentru noi. Sper să adăugăm câteva picanterii zilei noastre. Perfect, pentru că și eu o să plusesc cu o rețetă pe care o să gătim împreună la foc deschis. Dar până atunci, hai să facem o tură de cumpărături la Penny. Abia aștept să văd ce ne-ai pregătit. Haide! Ca de fiecare dată când e vorba despre foc deschis, ne oprim aici la carne. Vedeta noastră de astăzi sunt aripioarele de pui, pui de la hanul boieresc, bineînțeles, de la animale născute, crescute și sacrificate în România. Mai avem doar două lucruri de cumpărat, și anume ce ne place nouă cel mai mult. Mălaiul pentru mămăligă și făina pentru pâine. Să le facem pe amândouă. Bogdan, am ajuns. Unde suntem? Am ajuns la Zaga Zaga Sat. Suntem în Lunca Siretului. Hai că arată minunat, chiar vreau să văd ce are acest loc să ne ofere. Aici, pe lângă plimbarea cu barca, poți să te bucuri de o piscină cu apă sărată. De asemenea, ai posibilitatea să mergi într-un parc de aventură. Dacă ai copii sau dacă ești pasionat de animale, poți vedea păuni, fazani, chiar și struți. Plin de aventuri și plin de peisaje inedite. Poți să te cazezi pe apă, să stai într-un bungalow și poți chiar să mănânci pește proaspăt de la propria lor fermă. Pentru că suntem în cadrul ăsta, am zis să facem o saramură, dar nu cu pește, cum se face de obicei, ci saramura aia de București. Saramură cu aripioare de pui. Focul, ultimul nostru legământ. Să vedem aici. Pentru că ne place să lucrăm un pic la rețete, să folosești și niște lămâie, coaje de lămâie. Cumva o să-i dea un iz mai mediteranean. Că tot eram aici la marginea Imperiului Otoman, e aici podul Turcului. Exact. Suntem în câmpia Siretului Inferior. Este forma de relief cu cea mai joasă altitudine din țară. Și nu se remarcă doar prin altitudinea ei. Aici putem găsi de asemenea o bogată istorie. Județul Vrancea este județul din lume cu cele mai multe mausolee. Știai asta? Nu știam nici de altitudine, nici de mausolee. De Soveja poate ai auzit, este o stațiune de interes național. Soveja se remarcă, să spunem așa, prin faptul că are cel mai ozonat aer din Europa. Așa e, asta e eticheta lor. Istoria, practic, și-a pus accentul pe dezvoltarea județului, unirea principatelor
românești, Moldova și țara românească, putând fi văzută cu ochiul liber la Focșani, unde existau două orașe, Focșani-Munteni, Focșani-Moldoveni. Prin centrul orașului Focșani, unde este Piața Unirii, înainte era granița, practic, dintre punctul de trecere dintre Moldova și țara românească. Dacă domnul Moldovei, spre exemplu, se ducea în țara românească sau invers, avea loc simbolic o ceremonie, o slujbă, era citită o carte din Vechiul Testament, Fuga lui Moise din Egipt. Pe toată perioada în care domnul era plecat din țară, preotul era cel care rămânea cu prerogativele de domn. Așa. O să dau drumul. Are un gust foarte fain. Până un alta o să facem o pâinică. Și pentru că știi că saramura, mai ales în zona asta, se servește cu mămăligă, am gândit să fac o pâinică cu mălai. Turtele, eu cred că au o influență evreiască. Bucătăria moldovenească e puternic influențată de bucătăria evrească. A fost o comunitate extrem de puternică înainte de al doilea război mondial. Spre exemplu, la Ierusalim putem întâlni pădurea Focșani. Pădurea Focșani? Da, sau dealul Odobești. Eu zi, asta chiar n-am știut, e ciudățenie. Da, pentru că sunt mulți care au plecat din zona asta ca să fondeze statul Israel și practic au făcut, să spunem așa, în memoria urmașilor. Asta este imaginea gustului de vară, din punctul meu de vedere. Opa. Îmi pun în cap o rețetă și în funcție de experiență, în funcție de mesajul pe care îl primesc, de fiecare dată personalizez. Tu m-ai introdus în acest peisaj care este delta Siretului sau lunca Siretului, aici la Zaga Zaga, unde ne aflăm în acest cadru minunat. Hai să ne și bucurăm de toată ziua noastră de muncă, așa că hai să găsim un loc frumos lângă apă, hai să ne luăm scaunele și apoi să servim masa, așa cum trebuie. Minunat. O să-ți ofer această scovergă. Scoverga asta, nu știu, parcă o avem pe bunica lângă noi. Care este memoria gustului de vară din perspectiva ta? Supă de tomate. Supă de tomate? Da. Bogdan, îți mulțumesc mult de tot pentru experiența pe care mi-ai oferit-o astăzi, că m-ai învățat multe despre istoria locului. Că mi-ai spus un pic din viața ta de comisar al Gărzii de Mediu. Alex, mă gândeam și nu știu cine a fost astăzi gazda sau oaspetele. Mă bucur că am reușit astăzi să descoperim locul ăsta împreună și mă bucur că am avut o zi care s-a terminat cu un gust pe măsură. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Încheiem încă o călătorie într-un loc plin de istorie, care are ce să ofere vizitatorilor cu poftă de explorat, dar și de gătit în aer liber. Îi mulțumim încă o dată Danielei pentru propunerea ei. Vă invit și pe voi să intrați pe memoriagustului.ro și să descoperiți toate destinațiile mai puțin știute din România, destinații care au rămas pe harta noastră interactivă. Sunt convins că o să găsiți inspirație din plin pentru următoarea voastră vacanță. Cât despre noi, rămâne să ne revedem în următorul episod, unde vom găti din nou cu ingrediente de la Hanul Boieresc în memoria gustului de vară.